Bună ziua, mă numesc chef Daniel van der Weken, sunt bucătar belgo-francez. Astăzi vă prezint o prăjitură specific pentru Crăciun. Adică este un fel de tortiță făcut cu ulei de maslină și portocale. Se numesc pompe à l'huile d'olive. Pentru prăjitură avem nevoie de fac prima dată un maia lichidă. Avem nevoie de apa de la apa plată, nu apa de la cuvetă, pentru că apa de la cuvetă nu tot timpul este curată. Mai bine luat un sticlă de apa plată, drojdie și un pic de făină cu zahăr. Se desfac drojdie, se dizolvă drojdie cu apa. Et du coup, ça a la faïna cu zahăr. C'est un maia foarte lichidă. Et que n'ai in casa que nu tot timpul aveți o temperatură de 25-30 degrade, mai bine că se fac un cuptor, că se pornesc un cuptor à la 30 degrade, se fac un étuve. Et se bagă maia în el 30 de minutes pour que maia se lucreze singur. Dar obligatoriu cu temperatură constante à la 30 degrade. Așa. Se bag o folie peste el. Se le bag în la cuptor la 30 de grade. Pentru o jumătate de oră. Între timp, luat un castron mai mare, luat faina, cernută faina obligatoriu, tot timpul. E foarte important este că tot ingredient are nevoie de stai a la temperatură de la cameră. Donc am cernut faina, fac un gor la mijloc, adaug zahăr, luat o coaj de portocale bine spalat, amestecat, adaug un vârf de sare. Și acum adaug 80 de grame de ulei de măsline, dar ulei de măsline de calitate foarte, foarte bun. 80 de grame. Amestecăm. Și adaug 10 grame de apă de portocale. A trecut 30 de minute. Maia este bine făcut. A se vede că maia e foarte frumos. A făcut bule. Acum se fac încet, așa, se le adaugă, în prima luat că am făcut. Se amestecat. E miros foarte frumos. Ulei de măsline și portocale, e cu apă de portocale, e foarte frumos, o aromă foarte plăcut. Aluat e bine omogen, tot e bine aglomerat în el, tot fac uniform, bag o folie peste el. Donc, aluat așa, se le bag la etuve, 1 oră jumătate. Așteptam 1 oră jumătate. Voilà. A trecut 1 oră jumătate. Scoat, a luat de la etuve sau de la cuptor, la 30 de grade. S-a crescut foarte bine pentru că se vede că sunt bule. Acum,
Je squatte en chat de la castron. Bah, on pique de houlet de soupois pour que nous machin. Prigatesse Ottawa. Pentru că se ramasă o formă bine rotundă, pregătesc un inel de 22-26 cm de diametru. Bag aluat în el. Așa. Este de itin de frumos. E secret pentru o tortiță cu ulei de măsline și portocale, adică în limba franceză numesc pompe à l'huile d'olive. Are nevoie să le replec de nouveau à la cuptor pentru o oră jumătate, că va să crească, să dubleze odată aluat și după al doi crescut, să le bag à la cuptor, să-l gătesc la final. Dar acum, cum este așa, aluat de nouveau à la cuptor pentru un oră jumate à la 30 de grade. A două ori a trecut un oră jumate, scoat de la cuptor. După cu pensule, se scade linga forma aluatul, traget in el, se ramasă bine rotundă. Cu un formă de se tai în cinci. Se le bag acum la cuptor la 180 de grade, 22 minute. A trecut 22 minute. Foarte frumos. Luat un pic de ulei de măsline. Se le badigeonneze de cu ulei de măsline. Se le saupoudreze cu un pic de zahăr fin. Se le bag pe farfurie. Et voilà. Pompe à l'huile d'olive, un des 13 desserts spécifiques de la fête de Noël en Provence, exclusivement en Provence. Une felle de tortizza, coulée de maslina chi portocale. Bon appétit, bien sûr.